După ce Partidul Social-Democrat a demarat campania Jos facturile privind strângerea de semnături pentru plafonarea facturilor la energie și gaze, secretarul executiv PSD Mehedinți, senatorul Liviu Mazilu, a explicat astăzi necesitatea suportului popular în acest demers. Adevărate drame în România. Oamenii sunt speriați și se tem că nu vor putea face față majorărilor prețului la energie și gaze naturale. Partidul Social Democrat vine în sprijinul cetățenilor cu soluții concrete pentru rezolvarea acestor probleme atât de grave. Secretarul executiv PSD Mehedinți, senatorul Liviu Mazilu, a avut astăzi o conferință de presă în care a explicat pe înțelesul tuturor necesitatea adoptării acestei inițiative legislative și nevoia de susținere din partea populației. Prin această campanie de strângere de semnături, dorim să atragem în susținerea acestui proiect cât mai mulți mehedințeni, cât mai mulți români, pentru că această creștere aberantă a prețurilor la energie ne afectează pe toți, fie că suntem doar consumatori casnici, așa cum cei mai mulți dintre români sunt și dintre mehedințeni, fie că suntem cei care suntem beneficiari ai industriei românești, pentru că toate produsele românești se vor scumpi, devenind chiar necompetitive în raport cu cele străine, în urma creșterii aberante a acestor prețuri. Eu sper ca românii să nu aibă un șoc când vor vedea facturile, noile facturi la gaze și la energie electrică, și pentru a putea trece iarna cu bine avem nevoie de acest proiect de lege de plafonare a prețurilor. Proiectul Partidului Social-Democrat este singura soluție concretă care garantează până la primăvară menținerea facturilor energetice ale tuturor consumatorilor, casnici la un nivel suportabil. Sigur că semnăturile dumnealor sunt extrem de importante, pentru că prin aceste semnături pe care noi, după colectare, le vom depune la Parlament, încercăm să convingem parlamentarii actualei puteri, în speță parlamentarii de Mehedinți ai Partidului Național Liberal, să voteze proiectul nostru de lege, pentru că este un proiect tehnic, este un proiect care ajută întreaga populație și industrie românească. Secretarul executiv PSD Mehedinți, senatorul Liviu Mazilu, a semnat în fața jurnaliștilor petiția Jos facturile, cu speranța că dezastrul provocat de guvernul Cîțu se va sfârși cât mai curând. Este extrem de important, o să-mi permit să semnez în fața dumneavoastră și invit pe toată lumea să facă acest lucru, pentru că facem un lucru bun pentru întreaga populație a județului nostru și a țării. Mai mult, varianta PSD oferă românilor șansa de a reduce cu până la 43% prețurile la energie față de ofertele primite în ultimele săptămâni.